Bun găsit, doamnelor și domnilor, o nouă ediție a emisiunii Contrazicere. Invitat astăzi în studioul V24 TV, senatorul Partidului Democrat Liberal, domnul Dan Marian. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bun regăsit! Senator PDL și în același timp președinte al organizației județene, vă propun să începem discuția de astăzi cu ceea ce se întâmplă pe scena politică. S-a rupt Uniunea Social-Liberală, se fac în cărțile, unii liberali se dau de partea PSD-ului, alții migrează pe la alte partide, alții rămân fideli partidului. A apărut în peisaj și această mișcare populară, mulți de la PDL se orientează către mișcarea populară, care este situația din punctul nostru de vedere la nivelul județului Vaslui în organizația PDL. Bun, am să... Sigur, dumneavoastră ați formulat mai multe întrebări, nu una singură, dar am să vă răspund la cea din urmă. Din punct de vedere al organizației județene PDL Vaslui, pot să vă spun că uh, suntem extrem de activi uh, în ceea ce privește, să spunem, pierderile, cu ghilimele de rigoare, survenite în urma apariției uh, acestei noi formațiuni politice, mișcarea populară, Aș putea spune că sunt extrem de reduse apropiate de zero. Vă spuneam că organizația noastră este extrem de mobilizată, și ca argument așa, pot să vă spun că la ultimele evenimente zic de mare amploare, deși presa centrală nu prea a prea, prea fost darnică cu Partidul Democrat Liberal în sensul expunerii mediatice a acțiunilor noastre a arătat că sunt membrii PDL sunt extrem de mobilizați și de implicați. Aduc acum aminte despre mitingul de acum aproape două luni de zile de la București, unde au fost prezenți peste 15.000 de membri PDL, iar organizația Vaslui a fost prezentă cu aproape 230 de, de oameni. Mitingul de la Cluj-Napoca, care a fost cel mai mare meeting organizat de un partid politic în ultimii doi ani și jumătate, unde au participat peste 25.000 de membri ai partidului, iar organizația Vaslui a fost prezentă cu 100 de membri, fiind distanța foarte mare. Concentrarea a fost mai mult pe organizațiile din zona Ardealului. Și nu în ultimul rând, în urmă cu o săptămână, mai exact pe 30 martie, a avut loc la București la sala, la sala Palatului. Lansarea candidaților partidului Democrat Liberal pentru alegerile europarlamentare, prezența a fost, să spunem așa, în limitele numărului de locuri disponibile în sala Palatului, în speță 7000 de persoane, iar organizația Vaslui a fost prezentă cu peste 100 de membri. Deci, din acest punct de vedere, putem să spunem că organizația noastră este extrem de activă și de prezentă la uh, acțiunile naționale ale Partidului Democrat Liberal. În ceea ce privește uh, la, uh, județul Vaslui, uh, suntem uh, în plin proces de pregătire a campaniei pentru alegerile europarlamentare. Oamenii sunt mobilizați, încrezători și sigur că nu rămâne altceva decât să demonstrăm în această perioadă că vom fi mult mai prezenți în, în mijlocul cetățenilor și nu trebuie aici să, să uităm acțiunea pe care am desfășurat-o în data de 1 aprilie în toate orașele județului Vaslui, când tinerii Partidului Democrat Liberal au uh, fost prezenți în jurul stațiilor PECO din județul Vaslui și au împărțit fluturași, uh, atrăgând atenția tuturor consumatorilor de combustibil, tuturor șoferilor cu privire la derapajele pe care le va crea această măsură a Guvernului Ponta de majorare a uh, accizei la carburanți și implicit de creștere a prețurilor la combustibili. Facem o scurtă paranteză, pentru că vorbeam de ceea ce se întâmplă pe scena politică din județul Vaslui și nu numai. Vă propun să urmărim și niște uh, imagini. Uh, noastră nu știți dinainte despre ce este vorba și uh, v-aș să comentați vis-a-vis uh, -vis de personajele pe care le vedem uh, prezente la Mișcarea Populară, la Elena Udrea, pe 1 martie. Unde? Uh, în județul Neamț. Și vreți să comentezi imediat sau întâi vedem păi și după Păi este domnul Dan Cain de la PDL, da. consilier PDL și da. primarul de la Șuletea, care știu eu că păi a copiat cu PDL-ul și că este un apropiat al PDL-ului, chiar dacă este la PC. Hai să fim serioși, niciodată nu a fost vreun... Okay. Acestea sunt imagini, da? Acestea sunt imaginele, evident. Adică niște personaje de la PDL care s-au dus să se întâlnească cu Elena Udrea la mișcarea populară. Probabil că nu or fi singurii. Pe ăștia au reușit să-i filmeze colegii mei. Da. Deci, eu ce să vă spun. Doamna Elena Udrea este un om politic extrem de interesant și în același timp de abil. O, un, o doamnă care sigur atrage foarte mult iată prezența uh, bărbaților uh, din politică. Uh, în ceea ce privește pe domnul Lucian Timofticiuc, uh, ce să comentez? Este un ziarist, Bărug. și un jurnalist ca și dumneavoastră, Bine, ziarist un, pic mai, moglu, acolo, la un orice... pic mai mogul, un pic mai mogul decât dumneavoastră. Așa domnul Ciprian Tamaș uh, este primarul comunei Șoletea, un primar uh, uh, pe care eu îl apreciez foarte mult pentru ceea ce face pentru comunitatea locală, dar din câte știu este membru al Partidului Conservator. Iar în ceea ce privește prezența domnului Cain, probabil a spus că pe 1 martie a fost da. întâlnirea, probabil uh, s-a fi dus să-i dea vreun mărțișor, mărțișor ele, Elena Udrea și uh, sunt convins că doar acesta a fost motivul prezenței domnii da, sale. Dar știați de prezența acolo? dumnealui acolo? Acum nu pot să știu de prezența sau adică, ce face fiecare membru să... al Partidului Democrat Liberal. Sau să-l întrebați de ce s-a dus acolo, acum după ce ați văzut imaginea. Domnul Dan Cain este un om un, un politic extrem de implicat în administrația publică a orașului Murgeni. Este chiar președintele nostru de organizație acolo și un, un luptător în tot ceea, pentru tot ceea ce înseamnă rezolvarea problemelor cetățenilor din Comuna Murgeni. Acum, dacă într-adevăr a fost prezent la o întâlnire politică, vom vedea. Dar dacă a fost prezent doar pentru a-i mulțumi doamne Elena Udrea pentru ajutorul pe care l-a primit județul Vaslui, cât Partidul Democrat Liberal a fost la guvernare, e nu este nicio evident că o întâlnire politică. Acum, și eu, dacă mă întâlnesc cu doamna Elena Udrea, să nu mă trezesc cu vreun film că am plecat în la mișcare politică. Popular... Ale... Nu, 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 nici într-un caz, dar nu este exclus ca la un moment dat să primim vizita celor din Mișcarea Populară în sediu PDL și invers. De ce nu? Putem să colaborăm, putem să discutăm pe anumite aspecte care țin de poziția pe care o au ales și noștri locali în județul Vastului. De ce nu? Deci este sunteți nicio... deschis colaborării cu cei din uh, mișcarea populară. Da. Uh, bun, pe mine nu mă deranjează apariția niciunui partid politic uh, în România. Pe mine mă deranjează extrem de mult faptul că uh, dreapta în România, cei care sunt susținătorii valorilor uh, și principiilor uh, de dreapta ale liberalismului, sunt uh, extrem de fracționați. Uh, și toate aceste orgolii personale și chiar mărunte aș putea să le spun, nu fac bine uh, nici partidelor politice de pe dreapta ieșicherului politic, uh, dar nu fac bine nici societății românești, pentru că e greu să aducă un plus de valoare când sunt dezvinați. Atunci când ar fi, dacă ar fi o unificare a forțelor de dreapta, cu siguranță și mesajul va fi, va fi mult mai coerent și altfel ar sta lucrurile și în politica românească. Da. Și Mai mult de atât, nu am ce să comentez, credeți-mă. Uh, nu sunt surprins. Da. Nu sunt surprins, ca să... de partid, nu vă deranjează când vedeți că niște oameni de dumneavoastră merg un la om, un, alte un formațiuni om, politice? Un om. Păi, dumneavoastră a spus că a fost ziua de 1 martie și nu, uh, o simpatie uh, personală față de doamna Elena Udrea permiteți-mi să am și eu, da? Pentru că am colaborat cu domnia sa foarte bine cât uh, am fost la guvernare. Uh, multe lucruri bune care s-au întâmplat în județul Vaslui uh, s-au datorat Partidului Democrat Liberal și să nu uităm că doamna Elena Udrea a ocupat funcția de ministru al Partidului Democrat Liberal, nu funcția de ministru al domniei sale personal. Adică e, a fost o funcție a unui partid. Și politicile pe care le-au dus ministrii uh, au fost politicile Partidului Democrat Liberal acum că a fost extrem de eficientă, sigur că nu putem contesta acest lucru. Dacă domnul Dan Cain a fost prezent să-i ofere o, o, floare sau o mărțișor cu ocazia zilei de 1 martie, doamne Elena Utrea, nu este nicio problemă. Dar dacă s-a dus acum, dacă s-a dus acolo pe alte considerente, eu știu, politice, e treaba domniei sale și, cum îl știu eu așa, bărbat, dacă are gânduri de plecare la un alt partid politic, se poate prezenta cu o demisie scrisă fără nicio problemă. Sputeați că, spuneați că sunteți deschis discuțiilor cu cei de la Mișcarea Populară. Asta înseamnă că sunteți deschis la o colaborare și cu Ion Vrânceanu? vi -l mai amintiți, bănuiesc, că ați fost colegi de partid. Acum, așa cum am aprecieri pozitive vis a -vis de doamna Elena Udrea, pot să am și aprecieri negative vis-a-vis -vis de alte persoane politice, dar permiteți-mi să nu comentez. Nu v-ați întâlnit până acum. Permiteți-mi vreo... să nu comentez deocamdată asupra acestui. nume. Deocamdată, că nu se știe ce se va întâmpla pe da. viitor. Și... Bun, acum, știți cum, sunt mulți oameni politici care vin, pleacă, sunt mulți oameni politici care și-ar dori să, să strângă în jurul lor valori. Mult mai important este ce se întâmplă în acest județ? Păi da, Ce asta se întâmplă și parcă în România? Anumiți, Ce reușim noi să facem? Anumite oameni politici, pe... anumite personaje, mai puțin sau mai mult dubioase, parcă prea toți se strâng aici, în județul Vaslui. Una, două vin aici. E o părere. Uh, e o părere. Ar fi foarte bine ca județul e, -are Vaslui... județul Vaslui politicieni? Nu, n -are, n are oameni fi... capabili? Bun, asta vă referiți la oameni politici care ocupă funcții în județul Vaslui, dar nu sunt locuitor ai județului Vaslui. Eu nu la asta mă refeream. Mă refeream la faptul că județul Vaslui are nevoie de o creștere în ceea ce privește calitatea oamenilor politici și a responsabilităților pe care și le asumă la un moment dat, dacă care și trebuie îndeplinite. Uitați, fac o simplă comparație. În vremea guvernării Partidului Democrat Liberal eu am adus în acest județ uh, un număr uh, destul de mare de miniștri și vizitele domnilor lor uh, s-au lăsat cu lucruri pozitive pentru județul Vaslui. Vorbim de modernizare de drumuri și nu numai. Proiectele de dezvoltare ale municipiilor uh, județului Vaslui uh, sunt uh, până la urmă implementate sub guvernarea PDL sau pornite sub guvernarea PDL, că acum mai mult uh, sunt uh, înfănate. Pe... Dacă Rău. vă aud acum cei de la, PD de la am adus, PSD sau Dumitru Buzatu, ia spune că spuneți minciuni și că În județul Vaslui vas vas au fost foarte mulți miniștri, PDL a fost și uh, primul ministru Emil Boc la vremea respectivă în județul Vaslui. Uh, eu compar ceea ce am făcut noi și ce am adus noi în județul Vaslui cu ceea ce face PSD-ul și chiar PNL-ul, pentru că au fost împreună aproape 2 ani de zile la guvernare. Ce, ce fac acești oameni de la au început să, să facă ră... această comparație între ce au făcut cei de la PDL Bun. și ce fac ai lor acum că sunt la putere? Sigur, nu, nu, nu ies cu nimic în, nimic în evidență. Speranța vasluienilor și a românilor în general în, general, în Uniunea Social-Liberală, în PSD și PNL la nivelul anului 2012 s-a transformat într-o totală deziluzie și sigur că urmează absolut normal comparația ce a făcut PDL-ul și ce face acum PSD-ul sau ce au făcut împreună cu PNL-ul. În județul Vaslui nu se întâmplă nimic, totul este mort. Bine, și la nivel național lucrurile sunt moarte, dar totuși astăzi e bine că se face această comparație. Prin urmare, faptul că Uh, județul Vaslui uh, este în continuare într-o stagnare, este în continuare în, în polul sărăciei. Uh, acest lucru trebuie să fie asumat de cei care sunt la butoanele județului Vaslui neîntrerupt de peste 20 de ani. Și aceștia îi știm, cei trei magnifici ai județului, Buzatu, Mihalache și Bichineț, care au reușit performanța nemai întâlnită în România de a se roti fiecare pe rând, pe scaunul de președinte sau de vicepreședinte al Consiliului Județean. Ei a, sunt cei a. care... Consiliul Județean-Vaslui. Ei sunt cei exact. care uh, au fost neclintiți de peste 20 de ani, iar dacă uh, alternativ, la nivel național, uh, au fost toate partidele la guvernare, uh, putem să facem această comparație. Cât a fost uh, PDL-ul uh, sub conducerea mea, sau PNL-ul sub conducerea mea, ce s-a întâmplat în județul Vaslui și ce s-a întâmplat din perspectiva Consiliului Județean sub conducerea celor trei magnifici pentru binele județului Vaslui. Pentru că astăzi avem aceleași mari probleme care în trecut aveau un sprijin cât de cât de la guvern, iar astăzi nu mai au absolut deloc. Observați, există un ministru interesat de soarta vasulienilor, există un mare proiect de investiție care odată realizat să schimbe viața cetățenilor vasulieni în bine. Din contră, avem uh, blocate proiectele de modernizare uh, a Hușului, uh, a Vasluiului, a Bârladului, tot felul de, de uh, minciuni lansate în piață, de tertipuri pe Până care... Până și la negrește, acolo de unde vin, doi dintre reprezentanții Consiliului Județean sunt, sunt probleme, probleme și sunt, sunt proiectele probleme, blocate. Da, și tot ceea ce a ținut în permanență de Consiliul Județean Vastului nu și-a găsit rezolvare. Și atunci e simplu, cetățenii trebuie să facă această comparație trebuie să decidă, doamne, continuăm așa? Continuăm să votăm cu ochii închiși PSD-ul, care iată, mai nou sau mai nou, mai vechi, nu prea, nu prea curaj să candideze sub sigla PSD, da? Tot felul de alianțe, tot felul de combinații politice, numai să nu candideze sub sigla PSD. Da, cetățenii din județul Vaslui, sigur, poate sunt, știți, e, e chestia aia, eu am auzit-o de la Oreston Ofrei, Uh, viitorul europarlamentar al uh, României și al Partidului Democrat Liberal uh, Sucevean uh, pe care a făcut-o uh, la sala Palatului uh, în urmă cu o săptămână. Dom'le, în Moldova în general, dar în particular, în anumite zone, cum e Vasluiu, cum e Botoșaniu și multe localități rurale, parcă cetățenii suferă de sindromul Stockholm. Știți uh, acel sindrom? Victima se îndrăgostește de călău. Adică, Dumnezeu, nu-ți dai seama, votez de atâta timp, în continuu, PSD, PSD, pui, sau alianțele făcute de PSD, pui ștampila pe ea, trei trandafiri cu care te-ai învățat din 1992, parcă au apărut ei cu trandafirii, și o duci rău, o duci rău, vezi că nu există schimbare, nu este schimbare în plan local și în continuare votez cu PSD-ul. Deci ești o victimă clară, ești o victimă clară a minciunii, a demagogiei și parcă ești îndrăgostit de, de PSD. Păi și o de victimă îndrăgostită de călău. Nu credeți e... acum că vă atrageți antipatia celor care se uită la dumneavoastră spunând aceste lucruri? Dacă no, cei nu, mai mulți nici, sunt nici nu cred, nici nu cred că este vorba de de simpatie sau de antipatie, este vorba de o realitate. Este vorba despre o realitate și chiar dacă e că, cuvintele mele sunt puțin cu mai, mai grele, ei conștientizează lucrurile acestea pe care le spuneți noastră? Uh, mă refer la cei care au votat cu PSD-ul, că în colegiul noastră unde vă întâlniți cu oamenii, cred că în vă întâlniți cu ea care au votat cu pdl ul E drept că ei pierd. Deci, de la alegeri la alegeri, PSD-ul pierde. Pierde votanți, dar nu pierde într-un ritm în care, sau într-un ritm în care fi normal. Eu înțeleg. PDL-ul, domnule, bun, a trecut România prin criză, au fost măsuri grele și dure pe care a trebuit să le ia. A stat în fața cetățenilor cu fruntea sus și a asumat și a asumat și greșeli, și a asumat și lucruri bune, și a asumat un eșec electoral, dar uitați-vă la, la, PSD. Dumnezeu este inimaginabil. Deci ei sunt responsabili de soarta județului Vaslui, sunt responsabili Hai să spunem, de soarta drumurilor, uh, sunt responsabili de uh, persoanele uh, cu handicap, de, de soțitorii persoanelor cu handicap, de asistenții mat maternali. Au probleme, nu pot să uh, uh, le plătească, uh, uh, să spunem, drepturile sau prestațiile pe care le fac. Și totuși, votează în continuare cu PSD-ul. Cuvintele mele sunt dure. Da, într-adevăr. Eu îi consider pe foarte mulți ca niște victime care s-au îndrăgostit de călău. Apropo de ce spuneați un pic mai devreme de problemele acestea ale Consiliului Județean cu plata însoțitorilor persoanelor cu handicap sau cu plata asistenților maternali. Există foarte mari probleme în acest sector al asistenței sociale, numai că aceste probleme existau și pe vremea PDL-ului. Ne amintim cu toții când era PDL-ul la guvernare. Da. Consiliul Județean era condus, evident, tot de PSD, de cei trei magnifici, cum le-ați spus, și urlau atunci că guvernul PDL nu le dă bani în teritoriu ca să-i plătească pe acești amărâți. Diferența este că ei, într-adevăr, urlau, dar problemele se rezolvau. Deci, problemele se rezolvau. Astăzi, asistăm la o, la o dramă în adevăratul sens al cuvântului, prin faptul că, iată, însoțitorii persoanelor cu handicap, care sunt în număr de câteva mii la nivelul județului Vaslui. Sobre 3 mii. Deci nu vă gândiți că vorbim de câteva zeci de persoane, vorbim de mii, mii de persoane în județul Vaslui, care, datorită ordonanței de urgență a guvernului Ponta emisă în anul 2013, sunt astăzi plătiți cu 75% sau sursa, să spunem, venitului respectiv pe care ei trebuie să-l încaseze, este împărțită 75% din fondurile ministerul, Guvernului, Ministerului Muncii și 25% din fondurile Consiliilor Locale. Modificarea aceasta a făcut-o Guvernul, Guvernul Ponta. În trecut se plătea 100% din... Resursele Ministerului Muncii, chiar dacă se mai întârzia, dar se plăteau și nu apăsa, nu se crea o presiune pe administrația publică locală. Astăzi, și vorbim de un județ în care știm prea bine ce probleme au consiliile locale cu bugetele, e, faptul astfel, că nu că la au venituri. A fost nevoită primărița să-i dea afară pe toți în însoțitorii e, persoanelor cu handicap. Pentru că plata celor 25% ar fi însemnat întregul buget al comunei pe un an exact. de zile. Exact. Deci, problemele sunt foarte grave. Sigur că dumneavoastră ați auzit această chestiune din partea doamnei primar Alina Munteanu da de la sunt Grivița pentru că, de la curaj, PSD care pentru că a avut curaj. Pentru că a avut curaj să o spună public. de la PSD recunosc lucrul acesta chiar Dar dacă nu public. public e, pentru că după aia... Știm cu toții ce s-ar întâmpla? Deci, problemele sunt foarte, foarte grave. Eu am adresat în acest sens și o interpelare doamnei ministru Rovana Plumb, prin care o rog să îmi prezinte care sunt soluțiile, din punctul dumnei și al guvernului, cu privire la acest aspect. Sigur că răspunsurile suntem obișnuiți, vin, vin după o lună, o lună și jumătate, dar. Astea sunt armele pe care le are opoziția la dispoziție. Nu sunt alte arme. Noi putem adresa interpelări, putem adresa întrebări, putem depune moțiuni simple, mai greu cu moțiune de cenzură, dar acum de când și PNL-ul a ieșit de la guvernare, probabil vom reuși să facem numărul de parlamentari necesar pentru a depune o moțiune de cenzură. Deci cam astea sunt pârghile noastre de presiune asupra guvernului. Și sigur, declarațiile publice pe care noi le facem din Parlament sau din studiurile de televiziune în presa scrisă. Pe ei cam doare undeva, acum fie miertată expresia. Vedeți, stau cocoțați foarte bine la 35% în sondaje, vor refer la cei de la PSD. Au o majoritate lejeră de aproape 60% în Parlament pentru că au reușit să facă racolări masive Uh, și chiar de la PNL, uh, deci uh, sunt așa uh, domne, uh, într-un fel aerieni. Da, și care e problema, da, și care e problema. Și care e problema dacă uh, uh, sunt nevoiți să intre în șomaj în soțitorii persoanelor cu handicap. Și care e problema dacă uh, asistenții maternali nu primesc banii necesari. Uh, uh, Îngrijirii copiilor, da, pentru haine, pentru alimente și care, probabil noi avem 35% în sondaje. Suntem cel mai mare partid din România, facem ce vrem. Asta este uh, concepția Partidului Social-Democrat. Uitați-vă în județul Vaslui. Dumnezeu, eu nu l-am văzut pe Dumitru Buzatu ieșind public pe aspectele uh, uh, importante ale județului Vaslui de foarte mult timp nu apare nicio declarație mai este din când în când Vasile Mihalachi și se mai plânge culmea, se mai plânge el de faptul că nu au bani la nivelul Consiliului Județean Vasului păi băi fraților, la ce v-ați mai asumat puterea? la ce ați mai candidat? la ce mai aveți aceste funcții de peste 20 de ani? sunteți uh, în plan județean la guvernare? Uh, aveți Consiliul Județean la dispoziție? aveți Prefectura la dispoziție? aveți Guvernul la dispoziție? aveți absolut totul la dispoziție și nu se întâmplă nimic pozitiv. Și mai e și tu peul să ieși să spui, domnule, noi suntem necăjiți, domnule, suntem sărași, domnule, nu avem domne de unde, nu avem domne de unde. Domle, da, este inimaginabil. Păi ăsta e rolul tău de a rezolva problema, de a găsi soluții. Nu să ieși să spui că nu ai. Păi așa toată lumea și să puteți mâine să fiți președinte de Consiliul Județean să spuneți, domnule eu nu am. Dacă vrei să fac ceva, dăm. E cel mai simplu, așa. Păi e simplu, nu? Dar să-ți bați creierii, să vezi cum rezolvi problemele, să vezi cum aduci fonduri, cum aduci investiții, e complicat. Sigur, e mai frumos să pleci cu bichineț în Delta, să pleci cu bichineț la Istanbul, să pleci cu bichineț la Paris, să spună, să întrețină atmosfera bichineț, să pun un fel de fel de poante. E mișto așa pentru ei. E o viață liberă, așa, nu interesează. Au armata de primari care execută când se pognește din degete încolonează uh, armata de, uh, de votanți, uh, ieftini ieftini votanți da, ieftini că din care uh, pun ștampila pe trandafirii 3 uh, ai PSD-ului uh, fără să uh, aibă remușcări asta este viața în județul Vaslui dar credeți Asta că din armata viața? aceasta de votanți nu a mai dezertat așa niciun primar? Pentru că foarte mulți sunt nemulțumiți la momentul actual de ceea ce se întâmplă. Vă referiți la primarii PSD? La primarii PSD? Nu, domnule, dom ei așa. Să deserteze în sensul că au trecut la alt partid mm. sau că și-au dat demisia din partid. Pur nu. și simplu că nu îi mai interesează. Nu e adevărat. Deci, ei sunt antrenați și pregătiți uh, uh, la școala PSD. -istă. Uh, nu o să-i vedeți sub nicio formă în campania electorală că au vreo remușcare sau că au vreo abținere în aminții. Uh, iau exemplu domnului Ponta, cel mai mare mincinos uh, în viața al politicii românești. Deci nu e nicio problemă. Ce problemă au ei? Pun pe masă berica, pun pe masă cârnăciorul, hai băieți veniți și votați PSD-ul. Că PSD-ul vă dă, că PSD-ul o să scoate iar povestea aia, că din cauza lui Băsescu nu putem să facem, o să o mai scoată, cât o să o mai scoată, până în toamnă. După aia ce o să mai spună? După aia ce o să mai spună PSD-ul? O să dispare Băsescu, nu? Deci asta este marea problemă a județului Vasului. Domnule, victima s-a îndrăgostit de călău. Dar, apropun... Și atunci suportăm cu toții consecințele. Nu mai vorbim de mediul de afaceri. Deci mediul de afaceri în județul Vaslui este sugrumat, complet. Nu cred că există firmă privată în județul Vaslui care poate să spună, domnule, o duc atât de bine încât îmi permit să investesc în continuare, să creez locuri de muncă în continuare, să mă dezvolt. Nu există. Eu vă spun, toată lumea se întreabă și mă întâlnesc foarte des cu oameni de afaceri din diverse domenii de activitate și toată lumea se plânge. Toată lumea se plânge. Nu există consum în România, nu există bani pe piață în România, lumea stă cu frica zilei de mâine și încearcă să economisească, dacă poate să economisească, economisească măcar un leuț, dar noi asistăm astăzi la ce? La creșterea combustibilului la, la pompă, da? Ponta-pompa, deci o știm treaba asta, nu mai avem ce să comentăm. O să vedeți în lanț ce creșteri de prețuri vor fi și în industria alimentară, și nu numai, și în cea a bunurilor de la consum. Asta este PSD-ul. Au mărit de la 1 aprilie gazul metan cu 2% la consumatorii casnici și cu 5% la consumatorii industriali. Vom asista în continuare a, 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 la o creștere a costurilor de producție. Produsele fabricate în România devin din ce în ce mai necompetitive pe piața europeană, cu excepția sigur, a autoturismilor fabricate la Pitești. În rest, avem o mare problemă în întreaga economie. A dat Dumnezeu să avem o producție bună în agricultură? Poate dă Dumnezeu și anul acesta să fie la fel și mai, mai aceste două lucruri ne, ne scapă. Agricultura și industria de automobile. În rest, e praf, 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 praf. Băncile nu mai dau credite și, pe de o parte... Poate că au dreptate, dar asta blochează economia. Astăzi avem 23% din credite neperformante la nivelul persoanelor fizice, de 23% din românii cu credite nu pot să plătească rata la bancă. Avem la nivelul firmelor private 25% credite neperformante, avem un blocaj întreg în economie și pe toți oamenii de afaceri afectat. Și eu sunt afectat și eu am probleme cu firma mea privată care se află în insolvență și mâine pe probabil voi fi nevoit să o declar în faliment. Lucrurile acestea nu sunt deja de uh, ordinul întâmplării. E o chestie generală. E o chestie generală. Toți oamenii de afaceri se confruntă cu această problemă. Nimic nu mai mișcă în România. Nimic nu mai merge. Și atunci ce facem? Sigur, PSD-ul o să stea la guvernare până în 2016, pentru că și-au asigurat deja o majoritate lejeră în Parlament. O guvernare neperformantă, o guvernare care va continua să mărească taxele și impozitele, care va pune în continuare accize din ce în ce mai mari în foamea aceasta de bani la bugetul de stat, va crea dependență în continuare de statul român, va majora uh, alocațiile uh, sociale. Va majora alocațiile pentru șomaj, va face tot ce stă în puteri ca să uh, se îndrăgostească și mai tare victima de călău. Asta se va întâmpla în următorii ani de zile. Și sigur, în 2016, dreapta va trebui să fie unită și pregătită să recâștige credibilitatea alegătorilor și să recâștige alegerile România, pentru că altfel murim. Eu vă spun, murim cu toții. Pur și simplu, uh, nu mai există speranță. Și aici nu vorbim uh, numai de mediul de afaceri, vorbim de masa largă a cetățenilor din România. Bun, ne, dar credeți că vor reuși speranța? cetățenii nu, să uite nemulțumirile pe care le-au avut în timpul guvernării PDL când s-au tăiat salarii, când n-au mai crescut pensiile, nu, atenție, când deci, au fost concedieri pe bandă rulantă. Și cei care lucrează în sistemul bugetar și care au fost afectați în mod direct în anul 2010 de acea reducere cu 25% a veniturilor. Astăzi recunosc că a fost mai bună măsura aceea, temporară, decât măsura de a se desfința locul de muncă. Pentru că, nu uitați, și în 2013 au fost concedieri masive în sistemul public, vor fi și, și în 2014. 2014 nu că aș fi eu îndrăgostit de un sistem birocratic stufos în România. Dar uh, comparativ cu măsurile, măsura luată de PDL la vremea respectivă și ceea ce face acum PSD-ul, sigur că inclusiv cei care lucrează în domeniul public spun că uh, a fost mai bună măsura noastră. Chiar dacă mai bună, le-au uh, le diminuat veniturile cu 25%, dar așa, atunci chiar a fost o criză economică, o criză economică mondială, nu a fost afectată doar România. Deci toată lumea a luat măsuri. Toată lumea, indiferent de cum s-a numit acea țară. Unii au ieșit mai repede din criză, alții sunt și acum în criză. Uitați-vă în Grecia, uitați-vă în Spania, unde, în continuare, șomajul este la cote uh, foarte, foarte ridicate. Dar, păi, ăștia la PSD au preluat o Românie uh, așezată, macrostabilizată. Și acum au început uh, același uh, jocuri pe care le cunoaștem, de crearea dependenței cât or mai multor români de ajutorul statului. Și sigur că oamenii sunt bucuroși, uh, când uh, cetățeanul care ia șomaj uh, aude la televizor că îi mărește ponta șomajul cu 10%, tu e bucuros. E bucuros, nu e, nu e nu, normal nu să fie mai bucuros, intră, omul nu știu, la Și uh, pentru uh, 5 uh, lei Da, lei și da, treință, treință, 4 lei, 5 lei, 10 lei în plus în buzunar. El se bucură pe moment, dar nu asta e soluția. Nu asta este soluția. Bun, da, e foarte guvernul, greu să determine omul gu, guvernul foarte PSD, sărat, guvernul... care se gândește ce pune pe masă mâine, să determine să se gândească pe termen lung la ceea ce fac anumiți politicieni. Dom'le, România va da bine de tot înainte atunci când mult mai mulți români vor conștientiza că numai prin efort, prin sacrificii, și cu multă multă răbdare putem să atingem un standard de viață ca cel din Uniunea Europeană, Uniunea Europeană vestică, pentru că noi suntem membru, stat membru al Uniunii Europene, dar din păcate nu avem uh, bunăstarea statelor vechi membre ale Uniunii Europene. Uh, apropo de chestiunea aceasta, profit uh, de emisiune și să spun că sloganul nostru de campanie în alegerile europarlamentare, este PDL Europa în fiecare casă. Deci noi ne dorim ca în acest mandat uh, al europarlamentarilor, care durează 5 ani de zile, uh, prin uh, cei pe care îi trimitem la Bruxelles, să încercăm și să reușim să creștem nivelul de trai, să creștem nivelul de implicare al Uniunii Europene în dezvoltarea României. Și cred că lista noastră uh, este cea mai uh, cea mai competentă și cea mai curată. Discutăm și cea mai curată. Imediat despre alegerile europarlamentare și despre candidați și despre ceea ce înțeleg cetățenii cu aceste alegeri europarlamentare, dar mai vreau să vă întreb ceva referitor la Consiliul Județean și la nemulțumirea primarilor, chiar nemulțumire venită din partea celor de la PSD. Atunci când se plâng că nu au bani, Răspunsul pe care îl primești cel puțin de la Dumitru Buzatu este ocupați-vă și încasați-vă taxele și impozitele locale și atrageți fonduri europene. Da. În ceea ce privește încasarea taxelor și impozitelor locale, constatăm că în județul Vaslui există mari diferențe de la o localitate la alta. În funcție de... Dar și dacă s-ar încasa oamenilor. 100%, asta uită buzatul să spună și chiar primarii nu sunt pregătiți să dea această replică. Chiar dacă s-ar încasa 100% impozitele și taxele locale, nu s-ar rezolva problema. Nu s-ar rezolva problema. Deci, în continuare, localitățile din mediul rural sunt dependente total de resursa care vine în completare de la Consiliul Județean și, sigur, în ceea ce privește investițiile de la nivel guvernamental și european. Asta este un aspect. Deci chiar dacă s-ar încasa 100%, nu s-ar rezolva problema. Nu ar putea nici măcar să-și plătească uh, facturile pentru funcționarea primării. Asta o dată. Doi, în ceea ce privește fondurile europene. Păi, uh, domnul Dumitru Buzatu ar trebui să se uite în propria lui o gradă prima dată și să vadă cât de performant a fost domnia sa în atragerea fondurilor europene în ceea ce privește instituția anumită Consiliul Județean Vaslui. Pentru că în ceea ce privește administrația publică locală, primarii județului Vaslui au cam ras tot ce au putut rade în ceea ce privește fondurile europene. Deci putem spune că suntem campioni la absorpția fondurilor europene în ceea ce privește primăriile, administrația publică locală, administrația publică județeană, Consiliul Județean, e aici mai cu frâna de mână trasă. Ca să nu mai vorbim de implementarea proiectelor. De implementarea proiectelor. Și de calitatea implementării proiectelor. Deci, avem uh, uite, vă dau exemplu cu uh, apa și canalul. O... Ce vorbim noi? Ce vorbim noi? În afară de aminte primarii că le rezolvă problema, îl mint pe Jean Ciupilan, îl mint pe Titi Constantinescu, îl mint pe Pavel. Stați bă băieți, relaxați-vă, rezolvăm problema, imediat primim bani, imediat scoatem la licitație, imediat facem ăștia la rândul lor primarii. Bine, știu că totul e o poveste, se duc și mint ei. Da, nu-i problemă, vă rezolvăm cu apa și canal și după aia rezolvăm și cu asfaltul. Că eu nu pot să rezolv cu asfaltul până nu rezolv cu apa și canal. Și uite așa, uite așa, uite așa. Totul este o minciună în județul Vaslui. Totul este o amăgire a electoratului. Vezi, trecem, doamne, poate, poate, oamenilor. poate, timpul trece. Nu mă înjurăștea foarte tare și mai câștig un după asta. Dar iasă unul. Era, era Jean Cipilan mai așa, mai în vână când era în parteneriat cu mine și mai spunea, mai spunea lucruri pe nume. Astăzi, de când s-a dus sub papucul buzatul din nou, gata, am luat placa și minte pe zi ce trece mai tare. Deci, cred că este cel mai mincinos primar din județul Vaslui astăzi, Jean Ciplan. Cel mai mincinos. De ce? Că erați păi foarte mulțumit de eram... activitatea acestui primar da, și de felul da, în eram, care merg lucrurile la, la, la Huș. Foarte bună, lucrurile au evoluat pozitiv la nivelul municipiului Huș, investițiile au demarat în, în trombă, uh, au fost finalizate foarte multe investiții. În momentul în care Jean Cipelan a spus, da, ce mai contează, bă, Dan Marian, Dan Marian nu este nici la guvernarea locală, nici la guvernarea națională, ce poate să mai facă Dan Marian? Ei, Dan Marian putea să-ți mai dea măcar niște sfaturi. Și Ție, domnul Jean Cipilan. Maș, din punctul nostru de vedere. Dacă păi oprește, oprește o Cipilan mașina pe strada Ștefan cel Mare, deschide geamul și spune A, dar se mai poate circula pe strada asta. Așa, la mișto. Adică lucrurile astea deja capătă o, o altă ce conotație. Circulă. Dacă circulă cu jeep probabil da. că da, se mai poate da, circula. Da, 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 nu, da, cu jeep, dar Capătă o altă conotație. Adică le ia prea la mișto uh, domnul Jean Ciplan. El crede că uh, va rezolva până la această problemă și că oamenii vor uita că ani de zile, deși a sta cu banii în cont, i-am spus, într-o zi am să fac acest gest și am să trimit în, în căsuța poștală a fiecareui cetățean din municipiu huș capitolul ăla cu venituri la nivelul primăriei municipiului Huș, în care scrie clar, fonduri europene, cât mai ai domnul Jean Cipilan de cheltuit? 250 de miliarde, ia în cont. Ia nu de acum, ia de prin 2012, da? Și nu i-ai cheltuit. Deci, prin urmare, problema nu este la cetățean, că nu are răbdare cetățeanul să te aștepte pe tine. Problema e la tine, domnul primar, că nu găsești soluții. Cât am fost noi în parteneriat, a fost bine, domnule. Nu a fost bine s-au făcut străzi, s-a făcut apă canal, s-a modernizat un spital, s-a au fost frumos, au fost frumos, parcuri, tot ok, tot ok în hoș, da? Ei, cum s-a rupt lanțul de iubire, da? Cum îi place mogulului Timofticiuc să spună, domnul Jean Cipilan nu mai face nimic. Nu mai face nimic decât minte. Minte și amăgește pe oameni. Păi, ai uitat de oamenii din cartierul Corni? Ai uitat? nu ai uitat de, de, de uh, oamenii care stau în uh, cartierul Plopeni înspre Petal? Că le-ai lăsat șanțurile și nu mai pot să circule absolut deloc? Ai uitat de toți? Tu, nu, deci, nu e la mine problema. Dom'le, eu sunt opoziție. Eu mi-asum opoziția. Îmi asum să critic puterea, pentru că ăsta este rolul opoziției. Când am fost la putere, mi-am făcut și datoria și am fost și criticat de către opoziție. Și am rezistat uh, fără nicio problemă. Ei, eu mi-asum, cum e normal, rolul de opoziție astăzi, da? Și sunt și în opoziție cu Jean Ciupilan, pentru că el a rupt parteneriatul. Nu eu l-am rupt. Nu eu l-am rupt. Și atunci va trebui să spun foarte clar și răspicat care sunt minusurile în ceea ce privește pe domnul Jean Ciupilan din funcția domniei sale de primar. Trebuie să spun lucrul ăsta. Hușul este astăzi într-o stagnare. Toată lumea stă... Și se întreabă, domnule, când se mai asfaltează, când se face apa, când se face canalul. Consilierii din asta nu îl <coughs> întreabă pe primar. Oh, oh, oh. La nivelul Consiliului Local Huș există o dezbatere extrem, extrem de vie. Uh, Colegii de dumneavoastră jurnaliști chiar uh, o apreciază negativ această dezbatere. Cum dubleți să-l atacați, voi, pe primar? Păi, Haideți să vă spun un lucru. Ce credeți? Că la nivelul municipiului Vaslui nu sunt probleme? La nivelul -te -te -te. municipiului Vaslui nu sunt probleme? Sigur că Pavel, din funcția pe care a avut-o, cu fondurile pe care le da PDL-ul, a realizat mult mai multe lucruri și sunt mai vizibile. Și atunci lumea nu are așa o tensiune sau o nemulțumire majoră. Dar gafe și erori se fac și la nivelul municipiului Vaslui. Da? Nu e așa de vie dezbaterea. Păi, dacă iese Nuțu Zaharia sau Arcăleanu, sau uh, uh, mai este un consilier de la PPD de scap acum Volocarul. numele, Volocaru, îl ia mugulul Timofticiuc în țintă și îl face. Băi, nenorocitule, ți nu ți-e rușine, îl critici tu pe Pavel, băi, nenorocitul, îi face în toate felurile. Hey, ei, consilierii acum că vor să-și Când... facă treaba și o fac indiferent ce scrie presa de ei. Hai un, să... Ok, nu, nu. Dar că că ei fiu... nu s-au dus acolo trimis de presă, s-au dus votați de cetățeni. Nu, dar ei își fac datoria. Păi... Numai că, vedeți, există așa o, o încercare de protejare. De protecție a intereselor care vin din zona primăriei municipiului Vaslui. Adică, domnule, chiar nu se întâmplă nimic aici? Domnule, chiar nu se întâmplă nimic? Chiar dacă are, dacă cineva are curajul să-l pună o întrebare la nivelul Consiliului Local, trebuie să fie tăvălit pe jos? Domnule, poate exprimarea nu e corectă, poate informațiile pe care le are nu sunt corecte, poate sunt, să spunem, subțiri și nu, nu, te ajută în argumentație. E, așa e primarul dar... primarul Pavel, e mai fricos de întrebări. Nu, da, să-l iei așa, îl iei la țintă, îi dai comandă, îți folosești bugetul care îl pui la dispoziția presei în gestul vasului, să-i dai comandă mogulului să, să îi atace pe uh, consilierii locali și așa sunt câțiva în opoziție. Da poate, poate opozi... Da, de asta înseamnă democrație, nu? Și în democrațiile consolidate, opoziția are pârghii suficient de mari pentru a fi auzită pentru a se putea uh, uh, trage semnale de alarmă, pentru că dacă nu nu mai este opoziție, toți suntem pe o mână. Hai Pavel să <coughs> ce, scuze. Hai Pavel să batem palma. Ne-am înțeles, am tras fermoarul la gură, patru ani de zile nu se întâmplă nimic. Totul este miere și lapte în municipiul Vaslui. Deci nici așa nu e corect. Adică la huș dacă dezbaterea e vie și consilierii locali își duc cu brio și cu succes mandatul la îndeplinire, îi ataci, tu, mogul, media în județul Vaslui, îi ataci că de ce sunt atât de vocali. La Vaslui pui problema altfel, mai rău. Stați jos și nu ciripiți, pentru că deranjați interesele noastre. Pentru că din bugetul primăriei municipiului Vaslui, ea că mai vine și la mogulul media niște bani. Și nu mai primim bani dacă nu îl protejăm pe domnul Pavel. Nu-i corect. Asta e nu treaba corect. treaba fiecăruia cum Și nu cred că se pot scuza consilierii locali cu chestiunea aceasta că îi atacă presa și de-aia ei nu pot fi vocali. Nu, 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 e vorba de asta. Este vorba de faptul că tratăm cu măsuri diferite în funcție de interese și că în loc să avem ca interes cetățeanul, avem ca interes protejarea noastră ca oameni politici Adică ca să mă inclu și eu în această categorie Să fiu, să spunem așa, în ton cu toată lumea da? În loc să lăsăm dezbaterea liberă Hai dumnezeu să, să se discute Să vedem, poate totuși opoziția asta Mai are și idei bune Mai are și soluții bune, nu? Nu vine numai cu critică Poate mai vine și cu soluții Nu le băgăm călușul în gură din prima despre asta este vorba. Oricum, județul Vaslui este un județ extrem, extrem de greu. Și din punct de vedere politic, și din punct de vedere social, și din punct de vedere economic. Extrem, extrem de greu. Dar poate, poate că timpul, poate că timpul, sigur, ne va duce și pe noi în rând cu alte județe ale României. Uitați-vă în Ardeal, e altceva, domnule, acolo când, când ești primar, ești într-adevăr responsabil, responsabil de tot. De tot, de tot ce înseamnă comunitatea locală. Ești președinte de Consiliul Județean, cu excepția, sigur, celor care astăzi vedem că ia bau, -bau ziua și bucata. Sunt, domnule, președinți de Consiliul Județean, e responsabil, care chiar fac treabă, chiar, care chiar caută soluții și le mai și găsesc. La noi nu, dumne, la noi e o distracție inimaginabilă, nu. Și o să vedeți la alegerile europarlamentare, să vedeți dacă nu am dreptate. Sigur, și noi vom mobiliza electoratul PDL, vom mobiliza membrii, vom încerca să fim cât mai mulți prezenți la vot, să sancționăm. În primul rând, trebuie sancționată guvernarea PSD. Despre ce vorbim? foarte puțin, nu, înțeleg, da, puțin înțeleg, înțeleg, ce e cu aceste alegeri ce euro cu alegerile europarlamentare. Dar, și mai ales că nu pot să înțeleagă cel puțin, oameni candidați de aici, din județ, foarte puțin sunt interesat. Pe locuri eligibile, așa, candidați sunt de județ, păi nu da, sunt pe locuri eligibile. Asta. Dar sigur că la îndemâna cetățeanului este asta sancțiunea. Sancțiunea pe minciună, pe minciuna pesedistă, sancțiuni pe minciuna penelistă, că și PNL-ul a fost la guvernare, am uitat, ei au ieșit acum crezând că se spală așa rapid. Deci, una din mijloacele prin care, unul din mijloacele prin care sancționăm astăzi puterea este prezența la europarlamentare. Că le dai un semnal, îi, îi lovești în moalele capului. Dar nu, din păcate, la nivelul județului Vaslui, Buzatul Ivan Colona, Primarii vor fi ascultători, cetățenii cu ajutor social și cu zis că și -au dependență totală plus de primărie și de ajutoarele statului se vor încolona frumos, cu capul plecat, trei trandafiri, poc, ștampila, iubesc călău. Asta o să fie concluzia alegerilor europarlamentare. Adică păi recunoașteți din că veți pierde lupta? Nu, nu, nu. Recunosc elege? că județul Vaslui este un județ extrem de complicat din punct de vedere politic și electoral. Extrem, extrem de complicat. Recunosc, dar eu nu mă dau în lături. Păi dacă eu mă aș da în lături, vă spun eu că județul Vaslui n-ar mai exista opoziție. Doar nu mai există o opoziție. Uitați-vă la uh, prietenul meu Florin Ciuraiu. Nu, da, cinstit și corect spun prietenul meu Florin Ciuraiu. Că mai sunt și mai spun președintele PNL-ului. Păi, Florine, ai fost la guvernare cu PSD-ul, nu ai făcut nimic pentru județul vasului. Nu ai făcut nimic. Nici tu, nici ea de la PSD. Acum chipurile ești în opoziție. Dar nu ești, de fapt, în opoziție. Bă, demnitatea ta de om politic și toți colegii tăi liberali, care astăzi ocupă funcții de conducere în administrația județeană guvernamentală, da, directorii de servicii de concentrate, ar trebui frumos, elegant, așa cum au fost numiți, să-și prezinte demisia. Ei, păi chiar ieri a spus domnul adică Curariu, le-a cerut ce, să nu-și dea demisiile. Ce a așteptat uh, prefectul județului Vaslui, Renga? A așteptat să-l dea afară, Ponta? Domne, frumos, elegant, am ieșit la guvernare, toți în spatele lui Crin Antonescu, trebuiau să-și demisia. Nu, eu mă refer de tu la nu, guvernare, da? Cei de la PDL când nu au mai fost la guvernare cei și au care, dat emisia, Cei care sunt membri PDL și PD astăzi, nu, cei care sunt membri PDL și astăzi, uh, nu mai sunt directori ai serviciilor păi de concentrație. nu mai sunt, că deci, dacă unii i-a demis greu PSD-ul. Dar a, a fost rezultatul unor alegeri și schimbarea de structuri este una uh, normală din punct de vedere al timpului în care se întâmplă schimbarea. Nu poți să faci schimbarea, eu mă dau deoparte și las totul gol așa. Nu, dar tu când ești de la guvernare, nu în urma unor alegeri, ești la guvernare că ți-o năzăriție că dintr-o toată PSD-ul nu mai este bun. Ceea ce e adevărat că nu mai este bun, nici n-a fost bun. Dar ți-a năzărit ție astăzi, Crin Antonescu, să ieși la guvernare. Păi dacă ți-a năzărit astăzi, încolonează-i pe toți să-și dea demisia, nu? Nu să stea cu uh, mâinile lipite de scaune. Deci PNL-ul în județul nu face opoziție. Dom'le, nu face opoziție. Îl au pe Bichineț, uh, vicepreședinte la Consiliul județean. Nu da. se aștepta nimeni la domnul Bichineț să facă când o vreodată opoziție împotriva PSD-ului, face când opoziție an, zburat de la Consiliul județean. Când vreodată Bichineț îl critică pe Buzatu, când vreodată Bichineț îl va critica pe Mihalache, imposibil, inimaginabil a asemenea scenariu, pentru că ei sunt uh, trei domni care... Au reușit această performanță unică în România, eu vă spun, unică în România. Ca toți trei să fie alternativ președinți sau vicepreședinți ai Consiliului Județean. Nu există în România, deci mie mai căutați în acest caz în care odată să fie Bichinez președinte cu el doi vicepreședinți, după aia Mihalache președinte cu oilați doi vicepreședinți și acum Abuzatul președinte cu oilați doi vicepreședinți. Nu există, deci nu ai să că nu există. Nu există acest, un astfel de caz uh, în România. Poate că nu sunt oameni atât de capabili în alte atunci, județe. Cum atunci, noi. Atât de inteligenți, de frumoși și de bărboși ca în județul Vaslui. Da. Deci asta este. Asta este realitatea în județul Vaslui. Încă o dată o spun, este un județ în care victima este îndrăgostită de călău, extrem de complicat din punct de vedere politic și cu o opoziție care este reprezentată astăzi doar de Partidul Democrat Liberal în județul Vaslui. Atât. Punct. În rest nu există, domnule. Nu există. Nu există o opoziție. Și e greu, e greu așa când te bați de unul singur, e greu când uh, trebuie să, să iei în piept uh, armata asta de psd care sunt antrenați, pregătiți și pur și simplu o fac chestia asta, nu știu, ca la un război, adică pentru ei nu contează consecințele, nu contează că câștigă alegerile și că trebuie să-și asume acele responsabilitățile și ducă la îndeplinire. Nu! Ei au un război, trebuie să-l câștige. Ce se întâmplă după? Minciuna poate fi pe primul loc și îi salvează. Asta se întâmplă. Iar eu nu voi tăcea. Eu voi fi omul care atâta timp cât va face politică, va spune lucrurilor pe nume. Atunci când se află în opoziție, va pri privi o opoziția cu responsabilitate și voi folosi toate pârghile constituționale pe care le am la dispoziție și din calitatea mea de senator iar atunci când voi fi la putere voi încerca să dezvolt județul vostru așa cum am făcut-o și în anii precedenți când m-am aflat la guvernare Pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție pe scurt v-aș ruga să vorbiți un pic și despre un alt subiect de actualitate în ultimele zile Casa Alexandru Iancuza de la Bârlad unde s-a născut domnitorul Ioan Cuza. Unii spun că s-a născut, alții că nu s-a născut. Mă rog, între timp acel imobil a devenit o veritabilă locuință socială și se degradează pe zi ce trece. Este un întreg scandal la Bărlad cu această casă. Este o consecință a irresponsabilității domnului Adrian Solomon, care atunci când a fost viceprimar al municipului Bărlad, a reușit să facă acele diligențe necesare ca un un spațiu până la urmă plin de istorie și care este în patrimoniu național, cultural al României, să-l transforme într-o locuință socială. Păi asta e performanța istoricului, istoricului Adrian Solomon și al respectului lui, respectului lui, față de valorile, valorile unor oameni care au scris istorie cu adevărat, istoria României. Mulți, mulți, mulți oameni și în București sunt, sunt de-a dreptul afectați de această situație. Un simbol, un simbol al istoriei și al culturii românești să fie pur și simplu aruncat la gunoi de un iresponsabil pe numele său Adrian Solomon, care iată că în apărarea sa a declarat că el nu crede încoată și ca istoric este inacceptabil, el nu crede că în acea locuință s-a -a născut domnitorul Cuza sau a locuit da, dar văzut vreodată că în domnitorul de coroane acolo. Pe, păi culmea! Culmea, adică în, trecut, în trecut uh, folosea uh, acest, uh, această locație uh, creând un eveniment, depunând coroane, arătându-se, uh, cum să spun eu, într-un fel, uh, Uh, mulțumit că, iată, domnitorul Cuza uh, 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 s-a născut aici, uh, a locuit în Brlad și așa mai departe, era să se spune doar ce în casa aia de vălătuși, n-avea cum să uh, se nască domnitorul Cuza. Bun, uh, asta ne arată adevărata față a unui pesedist, unui pesedist pur sânge, uh, cum este Adrian Solomon și vine în completarea subiectului gazele de șist. Adică nu a avut nicio emoție ca numai că cu, că cu, da, cu câțiva ani peste numai o oră să să strângi mii de oameni în, în centru centrul Bârladului și să îi îndemni să voteze PSD-ul, că PSD-ul nu va accepta exploatarea gazelor de șist în România și când a ajuns la guvernare, nu mai are nicio problemă. Da, domnule dați-i drumul, băieți, că ne-am înțeles, gata, treaba e aranjată. Deci care e problema lui Adrian Solomon? Este că am învățat această lecție a pesedistului ideal, care atunci când se află în momente de opoziție să ducă la maxim critica și atunci când se află la putere să uite ceea ce a criticat, se fac chiar de-andoasele. Minciuna, deci domnule, este un mincinos, este tovarăș, prieten cu Ponta, nu știu, au petrecut împreună tinerețea în politică, au învățat unul de la altul. Dom'le, deci mincinos, mincinos. Solomon este un mincinos, născut, născut. născut pentru politica psd -stă. Ăștia sunt, ăștia sunt viitor. Ați văzut ce spunea Ponta? îmi ce scuze? Dom'le, ar trebui să întinerim un pic PSD-ul ăsta că voi ăștia baronii sunteți depășiți, sunteți deja uh, cu baubau și cu sirena la ușă, să vină ăștia tineri, adică ăștia tineri care sunt mai răi decât aia bătrâni. Deci aia tineri psd sunt mai răi decât bătrânii psd -și. E groaznic, e groaznic. Dacă asta este România pe care ne-o prezintă PSD-ul și dorește să ne-o așterne uh, pentru următorii ani de zile, e groaznic, credeți-mă. E groaznic, groaznic. Și atunci va trebui ca toți cei din opoziție, chiar dacă astăzi suntem fracționați, chiar dacă astăzi un membru PMP vine la PDL, un membru PDL se duce la PMP, PNL-ul cu PDL-ul. Deci nu mai contează acum chestiunea asta. Contează ca, după europarlamentare, să ne pregătim de o adevărată fuziune și de construcție a unei drepte puternice în România. Asta este să lăsăm deoparte orgoliile și să putem să facem față dezastrului pe care ne-l înșiră zi de zi PSD-ul în față. Vom mai discuta despre lucrurile acestea și despre ceea ce se întâmplă cu Chevronul, cu gazele de șist, cu Casa acuza din Bârlad și despre ceea ce face PSD-ul în județul Vaslui. Vă mulțumesc pentru prezența astăzi la emisiune și vă mai aștept în studioul nostru și pe viitor. Vă mulțumesc și mulțumesc și eu telespectatorilor pentru că ne-au urmărit. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția Contraziceri de astăzi. Rămâneți în continuare alături de V24. La revedere!